Domnule ministru, Marea Armată Roșie s-a dovedit a fi doar un mit? Pentru că vedem deficiențele, da, sunt deficiențele ale armatei ruse. Da, există mituri care se nasc prin uh, opoziție. Uh, unul a fost uh, cel al războiului Stellar, care, în care timp de vreo câteva decenii Statele Unite și URSS-ul s-au luptat în investiții, uh, care ajunge primul. Pe lună, care și a fost o bătălie și simbolică, în care s-au cheltuit foarte mulți bani. Am văzut niște calcule că s-ar putea face cu acești bani cheltuiți, s-ar putea optimiza social o parte din lume. Însă, și aici, evident că, cu toate că există, au existat și în această perioadă tratate pentru reducerea armamentelor nucleare, pentru reducerea, în general, a acestor posibilități, să spunem, a distrugerii colective sau distrugerii reciproce, cum se spune, totuși armata, cred că armata roșie avea o imagine mai bună decât a reușit să facă în această, în această perioadă. Este cumva un lucru care a șocat lumea și lumea militară pentru că... Atunci când simți că ai un adversar, cum, cred că poate exagerezi câteodată tocmai pentru ca să fii mai bine pregătit. Oricum, ceea ce se întâmplă în acest moment în Ucraina și ceea ce a șocat este în primul rând factorul uman. Și asta a emoționat întreaga lume și asta a dat coeziune Europei și celorlalți. Pentru că, dincolo de dotarea, de înzestrarea armatelor, faptul că ucrainienii nu au cedat, Așa cum s-au așteptat, probabil cei din regimul Putin, a fost un element definitoriu pentru ca să creeze în jurul lor o emoțională solidaritate umană de toate felurile. Și cred că reacția Europei, de exemplu, care să aprobe bani pentru sprijin armat. Europa este, Europa este un proiect social, a fost gândită ca un proiect social. Schuman a gândit ca pro, un proiect social în Europa, coeziune socială, coeziunea națiunilor. Deci a gândit un proiect 100% social. Deci ca să aprobe, la început au fost 500 de milioane, acum s-au mai aprobat încă vreo 500 de milioane, deci un miliard aproape pentru ajutor de factură militară. Pentru că este, a fost 450 uh, pentru militar pentru militar și 50 pentru umanitar. Deci acum sunt aproape, aproape miliarde, că sunt 900 de milioane, care este un ajutor militar din partea unei Europe pașnice, să spunem. Asta este o dovadă că istoria se schimbă și cred că este una din momentele importante când România poate, dacă are politicieni cu viziune în acest moment și cu curaj, putem să depășim anumite trepte istorice care ne-au fost ce poate, în acest moment. Putem face, poate, mai mult pentru România, pentru poziția ei în lume, pentru forța ei, în acest moment. Să sărim de pe locurile în care suntem acum în Europa, în, anumite, în după anumite criterii.